Ion Ghica era bunicul bunicii mele din partea tatălui ei. Deci Ion Ghica a avut 10 copii, din care au trăit 7. Și străbunicul meu, tatăl bunicii mele, era Nicolae Ghica, penultimul copil. Bunica mea a trăit 101 ani și eram singura ei nepoată de fiu. Deci vă dați seama cât de apropiată i-am fost și am trăit aproape toată viața mea lângă ea. În afara celui moment foarte trist și nu a fost prea lung, din fericire, în care a plecat din România și am fost despărțite timp de 4 ani. După care a făcut tot ce a putut ca să ne aducă lângă ea pe tata și pe mine. Din partea mamei ei, descindea din familia Cantacuzino. Mama ei era Irina Cantacuzino, una din cele două fete ale nababului Cantacuzino, Gheorghe Grigore, care a construit cele 3 palate bine cunoscute în România, cel de la București, cel de la Florești, care e acum o ruină, și cel de la Bușteni. Numele meu fiind Bosi Ghica, mă simt responsabilă oarecum de tot ce a aparținut lui Ion Ghica și care mi-a revenit mie, deoarece tata era singurul descendent masculin și a fost înfiat de bunicul lui, Nicolae Ghica, căruia îi revenise conacul de la Ghergan și pe care l-a transmis tatălui meu, cu condiția să-l cheme Bosi Ghica, pentru a perpetua acest nume foarte prestigios. În al doilea rând, mă simt foarte aproape de Ion Ghica, pentru că a fost nu numai o personalitate istorică în sensul blazonului pe care îl purta și a familiei din care descindea, care a dat 10 domnitori în România, între Țara Românească și Moldova, dar a fost mai ales un personaj care a marcat epoca lui. A fost un neobosit luptător pentru propășirea poporului român, pentru unirea principatelor, pentru promovarea cunoașterii poporului nostru și a României în Occident, unde când a ajuns la studii la Paris în 1835, a dat seama că nimeni nu cunoștea acest popor și aceste două principate pe care el nu a acceptat niciodată să le vadă separate și a luptat foarte mult ca să le unească. Ion Ghica a fost unul dintre precursorii statului român modern și nu se poate să lăsăm să se aleagă praful de așa un nume și de așa o familie. Bunica mea plecase în 69, când se putea un pic mai ușor pleca din România după invadarea Cehoslovaciei de către trupele de la Pactului de la Varșovia, unde România nu a vrut să meargă, și în momentele alea a fost un fel de primăvara Bucureștiului. Nu s-a vorbit decât de primăvara de la Praga, dar noi am trăit o primăvară de la București. A fost un pic mai multă libertate și în acel moment se dădeau pașapoarte un pic mai ușor. Bunica mea, care avea 66 de ani și care nu avea absolut niciun interes pentru statul român, nu mai avea, a fost autorizată să plece cu un pașaport de 3 luni de vizită, însă în momentul în care i s-a dat acest pașaport, i s-a spus: dacă nu vă întoarceți după cele 3 luni, nu veți mai vedea în viața noastră copiii și nepoțica. Bunica mea a plecat și când a ajuns aici și-a dat seama că dacă s-ar întoarce, niciodată n-ar mai putea face nimic pentru noi, și atunci a rămas aici și timp de 4 ani s-a zbătut să obțină, să putem pleca din România.
și nu reușea deloc. Până la urmă a scris o scrisoare lui Giscard d'Estaing, care pe vremea aia nu era președintele Franței, ci ministru de finanțe, și care trebuia să meargă în România să semneze un contract. I-a scris pur și simplu povestindu-i povestea și povestea vieții ei și spunându-i cine este: nu semnați acest acord până nu vă dă înapoi familia mea. Și în momentul în care a pus scrisoarea la poștă și a zis: aoleu, dar ce îndrăzneală am avut să scriu așa ceva unui ministru. Și acel ministru i-a răspuns în câteva zile spunându-i că o va face. Și a prezentat această listă autorităților române, care totuși nu au acceptat să ne dea voie la toți cinci să plecăm, adică cei doi copii ai bunicii mele și familiile lor. Însă și l-au întrebat pe Giscard d'Estaing pe cine vrea să aleagă, care din familie. Și el a ales familia noastră, pentru că eram trei, ceilalți nu erau decât doi. Când am ajuns la aeroport, ni s-a spus, bunica mea ne-a spus: nu puteți sta aici, pentru că diplomele de medici nu se recunoșteau în Franța în acel moment. Tatăl meu era doctor și soția lui și mama, de altfel. Și deci am plecat după 5 zile în Elveția, unde mi-am terminat școala, bacaloratul, și de unde am plecat imediat spre Paris. Am studiat limba și literatura engleză la Sorbona și istoria artelor, după care mai târziu am dat concursul de la ENA, École Nationale d'Administration, care este un organism care formează cadrele pentru înaltă administrație publică. Am devenit jurnalist la BBC, la Londra, unde am din nou lucrat pentru România, în sensul că am lucrat la World Service, la Serviciul Român, și am început să lucrez la BBC în momentul în care începuseră evenimentele din Polonia cu Solidarność și cu Gdansk și cu Lech Walesa, și mi se părea că visez, că nu eu sunt cea care lucrează la BBC și care trăiește asemenea momente. Bineînțeles că nu-mi dădeam numele pe unde, însă în sânul secției române de la BBC existau informatori care au informat imediat autoritățile române. Și mama, care nu era autorizată să vină decât o dată la 2 ani și care trăia pentru această dată la 2 ani, a fost torturată psihic de securitate, i s-a spus că nu vă mai vedea niciodată, a făcut un șoc hipofizar și o boală de tiroidă. Când a venit a doua oară, i se dăduse misiunea să facă spionaj pentru România, pentru că altfel nu se mai putea întoarce. Și bineînțeles, când am văzut-o la gară, nu am recunoscut-o, luase 10 ani în 2 ani. Și atunci am decis că nu se mai întoarce în România și a rămas aici. A cerut azilul politic și bineînțeles că i s-a dat imediat când a povestit ce se întâmpla în România. Nu mi-am cunoscut bunicul, pentru că a fost obligat să fugă peste Dunăre, ascuns într-un butoi, pentru că era generalul Bosi, care a fost nu numai general în armata regelui, dar a fost aghiotantul regelui Mihai. Și în momentul în care regele Mihai a fost obligat să abdice și să plece din România, nu a fost autorizat să ia niciun membru al personalului apropiat. Așa încât bunicul meu era sigur destinat închisorilor și probabil unei morți premature. Și atunci încă se mai putea, la începutul anului 1948, se mai putea fugi cu diferiți intermediari, și deci s-au plătit acești intermediari ca să-l scoată din România, și trebuia să plece cu tata, căruia i se
promisese că va face studii în Anglia și banii erau deja trimiși în Anglia să facă studii acolo, bineînțeles că nu s-a mai putut din cauza războiului. În ultim moment cineva a venit și a spus că un băiat de vârsta, cam de vârsta lui tata, era mult mai amenințat decât tata, pentru că făcuse politică la liberal și așa mai departe, și deci l-au întrebat pe tata dacă îi dă locul ca să fugă, și deci tata i-a dat locul. Ăsta e destinul. Și deci el a plecat cu bunicul meu, care deci au fost ascunși în niște butoaie pe un șlep pe Dunăre, au ajuns în Iugoslavia. Din Iugoslavia, nu știu cum s-au descurcat, că pe vremea în Iugoslavia era un regim puțin mai permisiv decât în România. Au fost duși în Italia. Și din Italia după aia era mult mai ușor de ajuns în Elveția, unde fratele bunicului meu fusese ambasador, Raul Bossi, mare diplomat român, care fusese ultimul post, era la Berna, și în momentul în care a văzut că vin comuniștii la București, nu s-a mai întors. Și i-a spus bunicului meu, stai cu noi aici, avem familie, avem tot, și bunicul meu a spus, nu vă dați seama, n-ați trăit în comunism. Rușii sunt la Viena. Peste câteva luni vor veni până în Franța și acest continent nu mai este de trăit. Și a zis, eu plec în partea cealaltă a lumii ca să scap de comuniști. Și cu banii fratelui lui, care mai lucra la Europa Liberă, mai dădea lecții de franceză ca și soția lui, i-au plătit un bilet de vapor și a ajuns până în Chile, adică în partea ailaltă a lumii, unde a stat mult timp, după care a plecat în Argentina, unde era o societate română mai agreabilă, era prințesa Ilana, era Celibidache, erau multe personalități, și acolo a cunoscut, a revăzut o braziliancă pe care o cunoscuse înainte de război, și pentru că era nevasta ambasadorului Braziliei la București, dintr-o familie foarte importantă în Brazilia, care se cheamă Riu Branco și care a dat foarte mulți ambasadori, există și străzi cu numele ăsta. Și s-a căsătorit cu această Daisy de Rio Branco și a murit la Rio de Janeiro în anul în care noi am venit din România. Bunica mea l-a mai revăzut odată, atunci când a plecat în 69, însă tata și mătușa mea nu și-au mai văzut tatăl niciodată. Tatăl meu, care a fost un element briliant la universitate, a fost propus de două ori de profesorii lui ca asistent la facultate, nu i s-a permis pentru că îl chema Bosighica. La sfârșitul studiilor, în 49, au încercat în toate modurile să-l împiedice să termine facultatea sau dându-i note sub medie la marxism sau punându-i niște taxe de scolaritate îngrozitor de ridicate, care nu le putea plăti. Tatăl meu, deci, a terminat facultatea și, bineînțeles, a avut o notă foarte prostă la marxism, dar totuși, având note briliante la toate discipline de medicină, a fost foarte bine clasat și i s-a propus să își aleagă orice post ar vrea el, numai nu la București. Și a ales un post la spitalul din Sinaia, spunându-și că e aproape de București, îi place să schieze, avuseseră o vilă confiscată, bineînțeles, acolo, deci cunoștea, și a fost încântat. S-a dus la Sinaia, n-a stat un an, că a venit un control politic și când a văzut că acest nume figurează pe ștatele de plată, i s-a spus că în acel moment trebuie să plece imediat de acolo, pentru că nu se acceptă faptul că un fost proprietar poate să aibă un loc la spital în acel oraș. I s-au luat toate drepturile la pensie și toate drepturile la vechime pentru anul în care a lucrat acolo și a fost trimis în Moldova, într-un sat care, bineînțeles, nu avea nici electricitate, nici cale ferată, nimic, la Valea Teiului, Poiana Teiului, lângă Bicaz, unde a stat cam 7 ani și unde
tânăr doctor fiind, la 25 de ani, nu avea absolut pe nimeni să-l învețe, să-l ghideze, și era singurul medic pe o rază de 100 de kilometri, unde mergea cu căruța și cu sania și făcea și veterinară. Era o casă cu țărani în care toată lumea ședea în aceeași cameră, mama, fiica și ginerele, copiii și tata, și câteodată și vaca, pentru că iarna, când era foarte frig, vaca putea să înghețe în graj și atunci o puneau în casă. Niciodată nu cred că viața ne poate promite dinainte destinul pe care îl vom avea. Nu s-a lăsat, în fiecare seară la lumina lumânării citea și a pregătit un concurs unde au fost 6 locuri pentru București, a câștigat unul din locuri și a revenit în București după 7 ani. La Colțea, unde bineînțeles că nici acolo nu a putut sta, pentru că era prea frumos, prea în centru și prea universitar. După 3 ani l-au dat afară de la Colțea și a trebuit, și singurul loc unde unde l-au trimis a fost la Spitalul de Nebuni, la Bălăceanca, unde era doctor internist pentru nebunii care erau bolnavi. Și acolo nu a putut sta decât un an, pentru că pur și simplu începuse să devină depresiv. Tata era un om foarte timorat de tot ce trăise și acești nebuni care le amenințau și care purtau câteodată chiar niște, nu știu, obiecte care îi făceau, cu care le amenințau, a cerut să fie mutat de acolo și l-au trimis în spitalul Pantelimon, Ilie Pintilie se chema pe vremea aia, nu știu cum se cheamă acum, și acolo a terminat cariera în România, într-un mic spital de periferie, atunci când el ar fi fost destinat unei cariere universitare și care i-ar fi convenit extraordinar de bine, pentru că era un mare pedagog, era clar o vocație pe care o avea. În momentul de față, suntem singurii din Europa Centrală și de Est în care nu avem un regim naționalist, eurofob, xenofob, nu avem nimic de a face cu o mentalitate de nici otomană, de bacșișuri și alte privilegii, nici slavă de cruzime și de autoritarism. Cred că suntem un popor foarte, foarte blând, foarte deschis și care nimeni nu-l cunoaște destul în Europa. Ion Ghica, acum 200 de ani, încercase deja să îl facă cunoscut acest popor și această națiune, și în continuare cred că trebuie să ne batem și aici, și în România, pentru a putea să existăm.